În folclor, țara lui Papură Vodă înseamnă o țară fără stăpân, unde legile nu mai există sau sunt încălcate. Puțină lume știe însă că la originea acestei expresii se află împrejurări istorice concrete. Există chiar două perioade istorice care își pot revendica paternitatea expresiei. Una dintre acestea implicând un personaj din Os Domnesc, iar cealaltă având în prim plan un haiduc oltean care teroriza o parte a României în secolul al XVII-lea. Cea mai veche referire la personajul Papură Vodă ține de vremea lui Ștefăniță Lupu, fiul domnitorului Vasile Lupu, care a domnit în Moldova între 1 decembrie 1659 și 29 septembrie 1661. La vârsta de 12 ani, Ștefăniță a fost întemnițat în fortăreața de la Buciulești, Bistrița, împreună cu mama și sora sa, după ce logofătul Gheorghe Ștefan l-a detronat pe Vasile Lupu. După 5 ani, Ștefăniță a fost eliberat, iar poarta otomană l-a numit în 1659 voievod, la insistențele tatălui său, aflat la vremea aceea la Constantinopol. Cronicile vremii precizează că, deși era firav la trup, din cauza îndelungatei detenții, Ștefăniță avea mintea ageră. Domnia lui Ștefăniță Lupu a fost tulburată de domnitorul țării românești, Constantin Șerban, de turci, de tătari, care aduceau pretendenți la tron. După aceste încercări, în anul 1660 a urmat o ciumă și apoi o foamete cumplită, provocată de prădăciunile tătarilor și de o mare invazie de lăcuste. Foametea era atât de teribilă, încât oamenii, nemai având hrană, au ajuns să mănânce coaje de copac și papură măcinată. De aici i s-a tras tânărului domnitor porecla de Papură Vodă. Ștefăniță Vodă s-a dovedit a fi un conducător extrem de iscusit. Acesta a întărit relațiile cu țările vecine, reușind să dezvolte economia Moldovei. El a eliminat dările impuse țăranilor, fapt ce a adus nemulțumirea boierilor. Ștefăniță Vodă s-a stins din viață la Tighina în 1661, când s-a îmbolnăvit de tifos. Se crede că boierii ar fi grăbit și ei moartea domnitorului, otrăvindu-l, căci supărare și vrăjmășie făcea boierilor. La sfârșitul lunii septembrie a anului 1661, în alta poartă a instalat în Moldova un alt domn, pe Eustratie Dabija. În afară de Papură Vodă, Ștefăniță Lupu mai avea și alte porecle, determinate de fizicul și purtările sale. Ștefan Slăbănogul, necoptu în vârsta sa, dezmierdat și inimos, sau la mânie răpitoriu. A doua variantă a expresiei țara lui Papură Vodă vine din vremea când Imperiul Habsburgic stăpânea Oltenia. Totul a început cu pacea de la Pasaroviț din 21 iulie 1718, încheiată între Imperiul Otoman pe de o parte și Imperiul Habsburgic și Republica Venețiană pe de altă parte. Tratatul a fost semnat la Pozarevac, Serbia, cunoscut sub denumirea germană Pasaroviț. S-a întâmplat atunci un fapt fără precedent. Oltenia, care nu făcea parte din Imperiul Otoman, a fost cedată Imperiului Habsburgic, fără ca domnitorul român de la vremea aceea să aibă vreo reacție. Pe de altă parte, boierii craioveni, care erau foarte puternici, au acceptat tacit situația pentru că le convenea, având în vedere comerțul și afacerile importante pe care le aveau cu austriecii, dar și conflictul de privilegii care apăruse în 1716 între ei și Nicolae Mavrocordat, primul domn fanariot din țara românească. A fost cea mai rușinoasă pagină din istoria Olteniei, dar care avea să se întoarcă atât împotriva boierilor, cât și împotriva austriecilor. Din cauza tentativei acestora din urmă de a instaura în Valahia Mică o administrație proprie susținută militar și transformarea ei într-o provincie imperială,
s-a declanșat o puternică mișcare de rezistență care a cuprins toate segmentele societății. Revolta populației a fost virulentă. Mulți tineri se făceau haiduci, atacau și prăduiau caravanele care duceau birurile, taxele și aurul spre imperiu. În aceste condiții, austriecii au realizat că trupele lor nu reușesc să se impună într-o regiune străină plină de haiduci, așa că au hotărât să-și retragă cea mai mare parte a trupelor și să angajeze mercenari din rândul populației, în frunte cu Neagu Papură, să-i ajute să-și păstreze controlul și autoritatea în zonă. Neagu Papură a închis ochii la jafuri, iar banii primiți timp de aproape 2 ani din partea imperiului care îi angajase erau păstrați fără ca cei care atacau și furau să fie vreodată prinși. Realizând că au fost înșelați, imperialii au refuzat să le mai plătească solda. Supărați, pandurii au atacat Craiova, jefuind și torturând pe cei câțiva reprezentanți ai administrației austriece rămași, apoi au jefuit și incendiat mai multe case boierești. A fost picătura finală pentru austrieci. Au decis să părăsească definitiv Oltenia. Atunci boierii au hotărât să-l pună pe Neagu Papură, conducătorul unei potere, care să potolească atacurile haiducilor și hoților. Provenit el însuși dintre haiduci, Neagu Papură a închis din nou ochii, lăsându-i să jefuiască în continuare. La scurtă vreme însă, a luat din nou calea Codrului ca haiduc, fiind înlocuit de boieri. Există foarte multe legende despre haiducul Neagu Papură. Se spune că împreună cu alți doi haiduci celebri ai Olteniei, Pavel Lotru și Radu Ursan, au dat austriecilor cea mai grea lovitură din toată perioada cât au stat în Oltenia. Haiducii ar fi confiscat la Drăgășani, în anul 1726, vreo 20 de căruțe cu aur, provenit din taxele strânse de austrieci, din Ungaria, Croația și Ardeal. Incidentul ar fi provocat în imperiu o adevărată prăbușire financiară, drept pentru care banul Craiovei, Gheorghe Cantacuzino, a fost destituit. Din acest moment, boierii din Craiova au început acțiunile de împotrivire față de administrația habsburgică, obstrucționând toate încercările austriecilor de a strânge taxe sau de a-și impune administrația. Și de la acest Neagu Papură a rămas expresia țara lui Papură Vodă, care a intrat în folclor cu sensul de țară fără stăpân, unde legile nu mai există. Expresia țara lui Papură Vodă circulă de veacuri pe meleagurile noastre. Românii o folosesc în mod frecvent când vor să-și exprime nemulțumirea față de conducători sau față de legile țării. Când corupția, dezordinea, haosul social, încălcarea legilor și ilegalitățile de tot felul primează în defavoarea celor mulți și săraci. Sperăm să vină vremuri în care românul să poată spune că trăiește într-o țară în care domnește legea și nu în țara lui Papură Vodă.